strada romancierilor. Șantier neizolat, muncitori neprotejați. Se întâmplă în drumul taberei, sector 6 București. Izolare termică a blocului. Cam toate lucrările s-au făcut așa. O, cât poluare. Colț cu strada Nera. Aceiași antreprenori lucrează în zona asta la mai multe locuri și comportamentul mereu e același. Izolează doar înspre strada principală ca să vadă eventuale inspecții că au grijă, dar altfel poluează cu plastic din ăsta care se mărunțește și ajunge în praf și cu praf în plămânii noștri. Poluează non-stop. Bine, aici încă n-au băgat schelă. În schimb, au tonele de plastic depozitat. Cum putem noi compromite orice proiect, orice activitate, putem să o facem periculos și de mântuială. Când am putea să respectăm norme în vigoare, drepturi, și să evităm poluare și accidente, dacă ne-ar păsa. Dar lor le se pare că muncitorii nu o spățească nimic, trecătorii nu zic nimic și ia uitați-vă ce avem aici. Și gardul ăsta așa trebuie să fluturi în bătaia vântului, cât tot trotuarul. În schimb, poporul e obsedat de sataniști și acolo mesaje rasiste. Trăim rău din cauza străinilor, din cauza minoritarilor, nu pentru că suntem noi nesimțiți și nu ne pasă de lege. Uite cum stă plasticul în copac. Am făcut un tur de bloc și v-am arătat fața hidoasă a învelopării. Au muncitori la ce înălțime lucrează și niciunul nu are cască. Instrumentele astea lor poate scadă și peste oameni. Nu? S-au găleat acolo material. Ups, cum se atinge. Ce pericol, vai de capul meu. Cum ridică ei betonul. Mortarul sau ce ridică ei acolo. Dacă autoritățile sunt ocupate cu altceva,